Vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii România Literară TV. Alături de mine este astăzi Cristian Pătrășconiu, așa cum v-ați obișnuit deja, publicist. Bine ai venit din nou la România Literară TV. Bun găsit, mă bucur că suntem împreună. Astăzi povestim lucruri foarte frumoase, interesante, despre activitatea Uniunii Scriitorilor din România, despre premiile Uniunii Scriitorilor, dar și despre proiectele Uniunii Scriitorilor subscriu din România. Subscriu și întăresc. Între secvențele acestea de conversație vor fi, desigur, rubricele deja bine cunoscute. Exact, și mult apreciate de publicul telespectator. Sperăm, da. Și înainte de a prezenta editorialul lui Nicolae Manulescu, vreau să punctăm un singur lucru, că Uniunea Scriitorilor din România este extrem de activă. Are foarte multe evenimente, premii, dar și proiecte despre care vom vorbi pe parcursul emisiunii. Vreau ca telespectatorii să fie foarte atenți la această ediție pentru că vor afla lucruri spectaculoase. Sunt zeci de asemenea proiecte anual, sunt multe, am putea spune chiar foarte multe, ceea ce e bine, am putea spune chiar foarte bine. Sunt așa de multe încât cred că nu le epuizăm acum. Probabil că și în ediția viitoare vom vorbi despre o subsecvență a acestei diviziuni numite Proiectele Uniunii Scriitorilor. Uniunea Scriitorilor condusă de Nicolae Manulescu, nu? Cel care... Exact, care ne va bucura cu editorialul săptămânal. Așadar, rămâneți alături de noi pentru că urmează lucruri frumoase. Dacă tot... ne spune la fiecare emisiune moderatoarea emisiunii noastre că ne întreabă ce avem de povestit, să vă spun și eu o poveste. Mai acum două săptămâni, parcă, copiii de școală au avut o săptămână, așa zicând, liberă, numită frumos, de altfel, săptămână altfel. Ocazie cu care, în loc să stea la școală, au fost duși la grădina zoologică, la grădina botanică, unii la biblioteci, ceea ce e foarte frumos, unii au venit chiar la noi aici să vadă scriitori în viață. Și s-a întâmplat, de pildă, ca unii dintre ei să fie duși la un post de televiziune, nu spun care, să nu-i fac reclamă, copii de clasele mici, la care era valabilă săptămâna cu pricina. Și au fost puși acolo pe la pupitre să vadă cum funcționează televiziunea, ceea ce e foarte frumos, adică una din instituțiile cele mai cunoscute și mai importante din cultura unei națiuni, să spun așa. Surpriza a venit în momentul în care au fost întrebați ce emisiuni preferă. Așa, ca un fel de mică reclamă, hai să vedem emisiunile noastre, le urmăresc copiii. Surpriza a constat în faptul că mai mulți copii au spus nu avem televizor pentru că nu avem curent electric. Opa, cum nu aveți curent? Nu avem curent electric. Dar, acum, cum să vă spun, știam și eu că există comune, am și văzut mai acum vreo 20 de ani între Brlat și Podul Turcului, de pildă, în Moldova, pe dealurile de acolo, erau sate neelectrificate. În Munții Apuseni am văzut de asemenea sate neelectrificate și fără apă curentă pentru că, primul rând, nu se prea poate ajunge acolo sau sunt practic depopulate și nu merită cheltuială. Numai că întâmplarea de care vorbesc, în care copiii nu au televiziune și își fac lecțiile la lumânare, citesc la lumânare, nu știu, poate la lanternă dacă... își procură la tine, satul cu pricina se găsește la 25 de kilometri de București. Se numește Corbeanca. Și este în spatele unui complex de vile, unde locuiesc câteva zeci, câteva zeci de oameni cu stare, ceea ce e foarte frumos, și-au permis să-și plătească vilele. Dar la doi pași în spate se găsește satul acesta pe jumătate neelectrificat, care are un primar de multă vreme acolo, am înțeles, l-am văzut la televizor cu totul întâmplător după ce am aflat de această poveste, chemat la DNA pentru că nu știu ce terenuri le dăduse el fără autorizație sau dăduse autorizație și nu era legal.
Și am stat și m-am întrebat, oare o fi dat terenuri din astea pe care n-au apă curentă, nu există curent electric, le-o fi dat, i-o fi păcălit pe aia care și l-au reclamat. Lucrul mi s-a părut absolut extraordinar de grav și chiar nu mă așteptam ca în secolul 21 și la 30 și atâția de ani după post-comunism, să spunem așa, să găsim situații care sunt moștenite de la regimul comunist. Am văzut de multe ori la televizor copii citind la lumânare. Noi vorbim aici de carte, vorbim de literatură, vorbim de, mă rog, de o mulțime de lucruri din astea și uităm că, iată, copii și nu 2-3, foarte mulți, nu citesc decât la lumânare. Cu totul întâmplător, mi-a căzut în mână zilele trecute o carte care se cheamă Puncte cardinale pentru o concepție românească a educației, a lui Onisifor Ghibu, mă rog, generațiile vechi, în care apare o statistică din 1940. Care e cantitatea de electricitate în kilowatts pe care o produc diferitele țări europene? Sunt aici 18 țări europene care produc electricitate în 1940. Pe locul 18, România, cu 460 de kilowatts. Este absolut incredibil. Probabil că se aprindeau lumânările de la asta, pentru că nu văd cum... Asta în condițiile în care alte țări au câteva zeci de mii de kilowatts. Chiar ultima, e adevărat că lipsește Bulgaria, nu știu de ce, din această statistică. Și iată, m-am întrebat ce legătură poate să fie între faptul că România producea 460 de kilowatts, Dumnezeule, nu știu, nu pot aprecia câte chestia asta, cât o locuință. În 1940, în timpul nu intrasem încă în război, și care poate să fie legătura între asta și faptul că în momentul de față, când România exportă curent electric, copiii noștri citesc cărțile și își fac temele la lumânare. Asta e povestea. Nu e un bazm, e o poveste urâtă. Astăzi, la Poemul Săptămânii, îl avem pe Vasile Dan, poet, eseist, critic literar. Însă, înainte de a-l asculta, vorbim cu Cristian Pătrășconiu despre premiile Uniunii Scriitorilor din România. Și anume chiar despre premiile anuale ale Uniunii Scriitorilor în acest moment, fiindcă, dacă e să le împărțim așa, în linii foarte mari, sunt premiile Uniunii Scriitorilor care sunt anuale și alte premii, de importanță de asemenea foarte, foarte mare, cu acoperire națională pe diverse secțiuni. Și în sensul acesta, premiile unui scriitor, care de obicei fie la final de mai, mai probabil în prima decadă a lunii iunie, în mod tradițional, practic cartografiază peisajul literar din anul anterior. Sunt cele mai importante premii pentru mișcarea literară din România, sunt împărțite pe mai multe secțiuni, poezie, proză, critică, eseu și istorie literară, teatru, carte de debut, carte pentru copii și tineret, carte de traduceri. Există și unul sau două premii speciale care se acordă unor lucrări, unor cărți care pică între aceste secțiuni sau care sunt... să zicem, creații de compoziție interdisciplinare oarecum. De asemenea, există mai multe premii care se acordă literaturii făcute în limbile pe care le vorbesc minoritățile din România și cel mai important este Marele Premiu, Premiul Național, care elogiază o personalitate extraordinară a culturii române din Republica Literilor, din literatură în mod aparte. Legat de momentul acesta, care este unul de vârf pentru Uniunea Scriitorului și pentru breazda scriitorului din România, mai e și un altul, se acordă un premiu pentru o revistă anual, un premiu anual și un premiu pentru o carte în cadrul acestei subdiviziuni, premiile Ariel, Asociația Revistelor, Imprimeriilor și a Editurilor Literare. Așadar, la mijlocul anului, de regulă,
e marea sărbătoare, Oscarul literaturii, să zicem, cu aceste premii ale Uniunii Scriitorilor. Deocamdată am punctat așa foarte pe scurt ce sunt ele. O să facem probabil la un moment dat chiar o ediție specială legată de acestea. Sigur că da, și mai vorbim despre aceste premii după, bineînțeles, după rubrica Poemul Săptămânii. Scrisul de mână. Cândva se va reinventa, sunt sigur, scrisul de mână, prin care se scurge, chiar dacă atât de încet, viața unui scrib uitat în urmă. 5.000 de ani nici nu-i chiar atât de mult în deșert, unde toate se terne, stelele în cer sunt hieroglife și ele uscate, pe piatra bine lustruită în genunchi, cu genunchii goi, unghia ruptă, cu sângele țâșnit din pielea smulsă, arsă de soare, încoate, scrisul acela zeiesc, nu-l înțelegea în fond, nici pietrarul, ce lovea doar mărunt un ciocan de lemn moale. El nu putea fi trădat așa ușor, lectura nu-i decât o hoție generală mult mai târziu, din care cresc atâția și atâția străini de inima ultimului scrip, desigur. Ucis și el, ca totul să fie sub lacă bine închis, până la a doua venire a scrisului cel adevărat de mână. Am revenit așadar în platoul emisiunii România Literară TV. Cristian Pătrășconiu, povestim puțin despre o serie de premii, acum punctual, exact cum spuneai mai devreme. Te las pe tine. Tot premii ale Uniunii Scriitorilor sau girate de Uniunea Scriitorilor pun pe masa de discuție încă două, importante de asemenea. Mai întâi, premiul Garabet Ibrăileanu se acordă la Roman, e un proiect în parteneriat pe care Uniunea Scriitorilor din România îl face cu Uniunea Armenilor. E un premiu care se acordă unui tânăr critic literar și unui senior, să zic, al criticii literare, al istoriei literare, ale eseisticii. Semnalez că la cea mai recentă ediție, care a fost acum câteva săptămâni, nu multe, laureații sunt Ion Pop și Marius Miheț, două nume cu profil public foarte bine conturat în peisajul acesta al criticii literare. Un al doilea premiu, care ține iarăși de prima jumătate a proiectelor Uniunii Scriitorilor, este premiul Tudor Arghezi, la festivalul Tudor Arghezi, care se organizează la Târgu Jiu și la Târgu Cărbunești, se dau două premii pentru un poet și pentru un critic literar din România și unul sau două premii pentru un invitat din străinătate. Actuala ediție 2023 a premiilor Tudor Arghezi a fost cu și mai puțin timp în urmă, practic acum o săptămână sau 10 zile, dacă am calculat eu bine. Laureații acestui an sunt Ion Mureșan, celebrul Muri de la Cluj, și Vasile Popovici pentru România, și Cazimir Iurceac din Polonia, un eminent traducător din română în polonă și din polonă în limba română. Sunt convinsă că foarte mulți telespectatori nu cunosc atât de multe amănunte legate de aceste premii și eu mă bucur că le menționezi. Mai avem de povestit, sigur că da, așa despre este. Alte premii extrem de importante. Și ce aș puncta aici este faptul că, uite, toți scriitorii români, tineri, mai puțin tineri, dar absolut toți, sunt cumva luați sub această umbrelă a Uniunii Scriitorilor. Adică toți au parte de apreciere și prețuire prin intermediul acestor premii și al proiectelor. Da, nu chiar toți. Există o mare parte, într-adevăr, a scriitorilor din România care se revendică de la această prestigioasă asociație. Ceea ce e important e de semnalat faptul că există multe programe unde valoarea adevărată este recunoscută. Literatura, ca și alte arte, e ceva care ține de, slavă Domnului, după 89, cu atât mai mult, de o anumită democrație, dar nu e doar despre democrație, este și despre meritocrație și asta mă bucură foarte mult, iar aceste premii girează faptul că
valoarea este răsplătită, că meritul este răsplătit. Sigur, deci și democrație, de deschidere, da. Și meritocrație. Apropo de meritocrație, Răzvan Vomcu, cel care ne urmează acum, o să vorbească despre cineva cu adevărat etalon pentru România, despre Monica Lovinescu, nu? Exact. Atunci să invităm telespectatorii să urmărească această rubrică. Scumpirea hârtiei la asemenea proporții pare menită să lovească nu doar în presa independentă și de opoziție, ci și în editurile și revistele Uniunii Scriitorilor. O uniune care, de când președintele ei, Mircea Dinescu, a revenit spre uneltele sale de disident, stă ca o suliță în coasta puterii. De unde atacurile împotriva Uniunii, a ziarilor fesemiste, de unde transformarea lui Marin Sorescu în marea victimă a Uniunii și scandalul întreținut în jurul unei ciocniri de breaslă, de unde încurajarea formării unor asociații paralele, urmând să servească la dinamitarea Uniunii, cum ar fi frăția scriitorilor români. Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la nașterea acestei mari personalități a exilului românesc și deopotriva literaturii române. Am ales să împart cronica în două fragmente separate. În primul voi vorbi despre literatura ei confesivă, căci editura Humanitas a reeditat cu această ocazie a anului Monica Lovinescu patru dintre cărțile ei fundamentale, între care două sunt cărți de literatură subiectivă. Este vorba de volumele La apa Vavilonului și respectiv Jurnal Esențial. Primul e un volum aparte pentru că e un volum de memorii realizat la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000 de către Monica Lovinescu, pe baza jurnalelor ei din perioada de dinaintea plecării din Franța și până în anul 1980. Cel de-al doilea volum, Jurnal Esențial, este o ediție realizată de Cristina Cioabă, care a selectat din jurnalele dintre 1981 și 2002 fragmentele cele mai importante, cele care privesc nemijlocit viața literară, intelectuală și publică românească. Trebuie spus că ar fi bine ca în acest an al centenarului Monica Lovinescu să reușim să realizăm prin intermediul exegezei, prin intermediul dezbaterilor și manifestărilor literare un act de dreptate care este cel de a trece personalitatea Monicăi Lovinescu din legenda exilului în istoria literaturii române în chip nemijlocit. Pentru că, deși cunoscătorii literaturii au citit cărțile ei, le-au analizat la timpul cuvenit, le-au folosit, marele public continuă să o confunde, să o reducă, de fapt, strict la o personalitate a radiofonică, a radioului Europa Liberă. În realitate, după cum arată La apa Vavilonului, Monica Lovinescu e o personalitate complexă, este un intelectual cu o formație largă, care include teatrul, include muzica, include jurnalismul modern, de radio și chiar de televiziune. E o personalitate care a crescut în exilul parizian, nu numai pe dimensiunea radiofonică și de opoziție politică față de regimul comunist din România, a crescut și pe dimensiune a perpetuării adevăratei tradiții literare românești. Din acest punct de vedere, între cele două volume subiective, La apa Vavilonului, respectiv Jurnal Esențial, există o deosebire fundamentală de stil narrativ, de formă. Primul e mai degrabă un volum de memorii care se slujește de document pentru a verifica unele informații. Cel de-al doilea este un jurnal scris pe viu, scris cu toată acea pasiune a condeiului. Ca să conchid în aceste volume de proză confesivă, mi se pare evident că ne aflăm în fața unei mari prozatoare. O mare prozatoare într-o modalitate care înainte de 1989 a fost foarte slab reprezentată în literatura română și din motive politice. Libertatea i-a permis să se manifeste aici. O mare prozatoare, autoare de portrete memorabile ale unor scriitori și oameni politici. O mare prozatoare capabilă de introspecție. O mare prozatoare capabilă de analize ale celor apropiați și ca și a
de analize ale personalităților publice. Se cuvine să o redescoperim pe Monica Lovinescu sub acest aspect de mare prozatoare. Cristian Pătrășconiu, vorbim despre alt premiu extrem de important, premiul Lucian Blaga. Spune-ne câteva cuvinte. Tot accent pe poezie, cum e și în, și în partea cealaltă, despre care vorbeam puțin mai înainte, Tudor Arghezi, tot un premiu foarte, foarte prestigios. E de la județul Alba, la Lancrăm, chiar în Lancrăm, chiar în satul natal al lui Lucian Blaga. E un premiu ajuns la o ediție cu numărul 7. Noi am avut într-o emisiune anterioară laureatul cel mai recent, și anume pe Nicolae Prelipceanu, să spun și alți laureați ca să se vadă și mai bine ce fel de cartografie, ce fel de hartă deschisă oferă inclusiv această emisiune. Adrian Popescu, Ana Blandiana, Emil Brumaru, Gabriel Chifu, Ion Mureșan. Și vorbeai de nume sonore din literatură și tot un nume sonor urmează să vedem și noi acum. Și ea premiată. Interviu extraordinar realizat de tine cu Gabriela Adameșteanu. Ce a făcut pandemia pentru literatura Gabrielei Adameșteanu? Mă uit înapoi. A fost, din cauza izolării în care am stat, a fost un timp benefic. M-am concentrat, la început am lucrat la o carte de memorii, vorbesc mai încolo despre ea, pentru că e începută de mult și e amânată încă. Și pe urmă am vrut să scriu niște povestiri. Una din ele e aceasta, deci aceasta care de fapt e un roman acum. Eu încep povestiri și povestirile încet, încet se transformă uneori, foarte des, în roman. Și așa s-a întâmplat cu Voci la distanță, pe care am scris-o mai repede decât obișnuit și mai scurtă decât, de asemenea, decât fac eu de obicei cărțile. Voci la distanță este un copil al pandemiei? Poate chiar mai mult decât atât? Din păcate, trebuie să spun că eu un copil al pandemiei. În timpul acela mi s-au întâmplat lucruri dureroase, adică am pierdut prieteni și nu a fost o perioadă luminoasă. Dar, pe de altă parte, acum când m-am uitat la rezultate, am văzut că, într-adevăr, am scris. Sunt mai neascultătoare personajele Gabrielei Adameșteanu în pandemie, adică în condiții speciale, decât în timpuri, așa zis, normale? Da, sunt categoric mult mai neascultătoare, pentru că, neavând un proiect mai elaborat de roman, am avut o mai puțină putere asupra materiei și ea s-a constituit scriind și personajele s-au conturat în timp ce scriam, că eu cam așa descoper cartea, scriind și unele dintre personaje au avut o viață mai lungă, un parcurs mai surprinzător pe care l-am urmărit până în ultimele pagini ale cărții. Ca să dau totuși o mică informație despre laborator, partea a doua cărții a fost de fapt începutul. Cartea cuprinde o primă parte, se petrece într-un orășel de munte, aproape o stațiune, destul de cunosită, destul de neinteresantă ca viață, doar asediată de ceea ce știm cu toții că era de urși care populau zona montană. Și a doua parte este cu 30-40 de ani înainte, în timpul comunismului, de fapt perioada anilor 80, ca să fiu mai concretă, și se petrece la mare, într-un
hotel elegant, tot ce putea fi mai elegant în anii 80, adică Olimpul și cu amfiteatru. Deci, cum să spun, ar fi una din rigorile clasicismului, unitatea de loc și unitatea, chiar unitatea de timp, deci două, de fapt, dintre rigorile clasicismului, unitatea de loc e respectată și în prima parte și în a doua parte și unitatea de timp pare oarecum, adică ca încadrament, ca ramă, pare aceeași, dar de fapt n-ai cum să vorbești despre oameni fără să le derulezi viața, fără să ajungi la trecutul și la traumele lor. Voci la distanță este în mult mai mare măsură un roman al familiei decât celelalte cărți ale mele, în care personajele cu viața lor individuală erau mult, mult mai pregnante și poate istoria avea mai mare importanță asupra lor. Acestea sunt niște personaje pe care nu istoria, de fapt, le apasă. Afară de, să spun, există și o mică secvență despre familia Ceaușescu, mama și copiii ei. Acolo, sigur că istoria așa are cuvântul și modul în care, la nivelul cel mai înalt, totuși, există relații toxice, relații nocive între membrii familiei. Pentru că, de fapt, e vorba și de momentele bune, dar și de traumele pe care le transmite sau le provoacă viața în familie. În mintea cărui tip de personaje vă e mai simplu să intrați? În mintea, în softul, să zic așa, al personajelor masculine sau în softul personajelor feminine? Din păcate, dacă iau frecvența personajelor feminine și spațiul pe care le-am acordat, inevitabil, este în defavoarea personajelor masculine. Pe de altă parte, acum sper că nu vă voi leza, da, când vă voi spune că, de curând, citind o carte de psihologie așa mai de populară, am descoperit în mod clar că biologic natura a înzestrat femeile cu mai multă putere, cu mai multă forță, se vede în speranța de viață și există multe detalii pe care nu le pot desfășura în aici. În cartea celui din Canada, nu? Era o femeie care avusese trei copii chiar. Okay. Cu sexe diferite și văzând fragilitatea băieților, atunci s-a concentrat să arate câte fragilități are genul masculin. Personajele feminine sunt mai vitale. Nu este neapărat datorită ochiului meu, ci este o realitate biologică. Și mai vreau să adaug ceva totuși, ca să balansez povestea. Gândindu-mă la acest lucru, am observat că, în schimb, personajele cu dileme intelectuale, morale, personajele cu discurs, personajele cu ambiții sociale, sunt masculine. Deci, nu știu, nu cumva aici a acționat un misoginism al meu sau e o realitate, mai am de gândit la asta. Voci la distanță, un personaj spune, la un moment dat, viața începe de mai multe ori, odată poate să înceapă și cu lectura acestei cărți, minunate, 20 de secunde, numai așteptăm o carte de memorie, așadar, nu? Da, dar nu numai cartea mea de memorie, profit de întrebare ca să vă spun că, din câte știu, va fi o carte despre anii 80, un jurnal pe viu al Anei Blandiana, care va apărea anul acesta. E adevărat, e despre anul 1989. Și, mai precis. Și tot de zona aceea am aflat că și Petre Mihai Băcanu ar avea un jurnal sau o carte de memorii. Deci eu cred că este o cale literară care se lărgește.
Ne-am bucurat de interviul de colecție cu Gabriela Adămeșteanu și am revenit în platoul emisiunii România Literară TV. Cristian, vorbim despre premiul Eminescu acum și înainte de emisiune, bineînțeles, îmi spuneai că sunt lucruri foarte frumoase de povestit aici. 33 de ediții până acum, anul acesta, de fapt, ediția cu numărul 33, e un premiu cu o presă extraordinară, uneori cu scandaluri de presă. E un premiu foarte răvnit, e de asemenea pentru poezie. O să întorc așa ca la carate puțin ideea aceasta scandalului și o să vă semnalez numai laureații, ca să zic așa. Să vedeți ce scandaloase nume sunt aici. Mihai Ursachi, Geru Naum, Cezar Baltac, Petre Stoica, Ileana Mălâncioiu, Ana Blandiana, Ștefan Augustin Doinaș, Mircea Ivănescu, Cezar Ivănescu, Constanța Buzea, Emil Brumaru, Ilie Constantin, Șerban Foarsa, Angela Marinescu, Gabriela Merinescu, Adrian Popescu, Mircea Dinescu, Cristian Simionescu, Dorin Tudoran, Dinu Flămând, Ion Mircea, Nicolae Prelipceanu, Ion Mureșan, Gabriel Chifu, Gheorghe Grigurcu, Mircea Cărtărescu, Aurel Pantea, Liviu Ioan Stoici, Ovidiu Genaru, Vasile Dan. Iată ce nume scandaloase, o spun cu toată cu toată admirația. Este un premiu extraordinar care se acordă în România, de regulă în ianuarie, anul acesta din anumite rațiuni de care țin de contextul actual, se acordă la jumătatea lunii iunie. E un premiu deja care și-a construit o tradiție și un profil foarte, foarte puternic și e un premiu foarte, foarte răvnit și un premiu foarte important. Te-aș întreba un lucru. Statutul acesta de scriitor în România, cum a evoluat el de-a lungul timpului? Pentru că în cadrul emisiunii avem oameni de literatură, scriitori, eseiști, care au trecut perioada comunistă și care au trecut-o cu succes, spun eu, au reușit să răzbească. Unii nu mai sunt printre noi, alții, din fericire, mai sunt. Cum este la ora actuală scriitorul în România? Cum este privit? Care este șansa lui de etalare a valorii sale? Cred că răspunsul cel mai onest este să aibă realmente valoare. Aceasta e o primă condiție. Poziția lui nu mai e însă aceeași și nu numai a scriitorului, ci a omului care vine din zona umanioarelor, să spun așa. Nu mai e aceeași ca acum 2 decenii, acum 3 decenii, cu atât mai puțin cum era pentru unii dintre umaniști, să zic chiar în timpul comunismului. Dar aceea e o altă discuție. Revin, să scrie foarte bine. Poeții pot candida chiar la premiul acesta de la Mihai Eminescu, care se dă la Botoșani. După aceea, e o discuție pe care putem să facem emisiuni, de fapt. Așa ce este, înseamnă da. Noile tehnologii pentru lumea aceasta, ce înseamnă declinul presei scrise, ce înseamnă videoputerea în raport cu literatura, ce înseamnă marginalizarea instanțelor critice, fie că sunt critică literară, fie că e critică socială și așa mai departe. E un meci care se joacă, un meci dificil pentru umaniști, un meci dificil pentru scriitori, dar un meci care se joacă, ca să fiu și puțin optimist. Și e bine că se joacă și se va juca în continuare. Noi mergem mai departe la rubrica Tableta de scriitor. Îl avem pe Alexandru Călinescu. Nu citesc presa de scandal, și nici nu urmăresc site-urile unor persoane care se autoproclamă cu un termen absolut oribil, influencer. Dar recunosc uneori anumite fenomene îmi trezesc interesul și chiar mă șochează. S-a întâmplat recent cu episodul arestării a 2 frați despre care am aflat după o rapidă documentare, accesând și surse occidentale, despre care am aflat așadar că au o imensă popularitate. Au niște conturi pe rețele de socializare cu milioane de urmăritori, ceea ce le aduce un venit substanțial, intră în polemică cu diferite figuri ilustre, au adepți, sunt provocatori, admirați pentru acest tip de provocare, etc. Unul dintre ei se consideră un campion al masculinității toxice și o spune ca un titlu de glorie.
am văzut un filmuleț făcut după ce cei doi ieșiseră din arest și erau la ei în domiciliul din București, un filmuleț în care unul dintre frați se plimba prin cameră, îmbrăcat foarte sumar, nervos, fumând un trabuc, și am aflat cu stupoare că acest filmuleț a fost vizionat în două zile de peste 50 de milioane de persoane, ceea ce mi se pare absolut halucinant. Tot un asemenea personaj, mă rog, la altă scară, e un june, foarte june chiar, care are și el un cont extrem de mult urmărit și care, la vârsta lui, încă fragedă, de baieșe din școală, câștigă foarte bine și declara recent că, de fapt, 10.000 de euro pe lună e un venit care a abia îi ajunge să trăiască cât de cât normal, fiindcă are cheltuieli mari, are vacanțe, el trebuie să meargă în vacanțe, fiindcă se consumă mult în aparițiile sale pe rețeaua de socializare și în vacanță trage la cele mai scumpe hoteluri, mănâncă la cele mai scumpe restaurante și așa mai departe. Ei, și acest tânăr domn a mai spus ceva interesant, a zis: eu nu citesc niciodată cărți, n-am citit nicio carte în ultimii 10 ani. Iarăși, extraordinară mi s-a părut această declarație și mă gândesc cu tristețe, cu mare tristețe, că acest tânăr, cu atâta popularitate, atât de mult urmărit, devine un model, între ghilimele, și oare cum să-i mai determinăm pe tineri să citească atunci când ei văd că modelul lor declară cu mare satisfacție că nu citește niciodată. E o constatare tristă și mă întreb cum am putea să ieșim din această capcană pe care ne-au întins-o internetul, rețel de socializare și toată această nouă tehnologie ce poate aduce mari servicii, dar care totodată ne poate deservi. Povestim cu Cristian Pătrășconiu despre un alt premiu, de fapt despre o gală, Gala Scriitorul Anului. Da, care are în centrul ei într-adevăr un premiu. E tot un proiect în care Uniunea Scriitorilor este implicată, adânc implicată, împreună cu oficialitățile din Iași, sau de la Iași de data aceasta. Gala Scriitorul Anului, iar un eveniment de anvergură care se întâmplă de regulă în început de noiembrie la Iași, și care, sau în cadrul căreia e desemnat un scriitor al anului, indiferent de ce gen aparține fie cartea pe care a scos-o în anul respectiv, fie creația sa în linii generale. Filozofia acestei instituții, inventate de Gabriel Chifu, un mare constructor în interiorul Uniunii Scriitorilor, este foarte pe scurt următoarea. În fiecare lună este desemnat de către un juriu profesionist competent un scriitor al lunii. 12 luni, 12 scriitori și scriitoare ale lunii. Dintre acești 12 se alege, în cadrul acestei gale transmise în direct de TVR Iași, scriitorul anului. De asemenea, este unul dintre premiile foarte, foarte râvnite și foarte prestigioase girate de Uniunea Scriitorilor și un proiect cu care Uniunea Scriitorilor se mândrește realmente. Da, este foarte frumos ce-mi povestești și mă gândeam acum că pe întreg parcursul emisiunii ne-ai oferit informații consistente și foarte frumoase și extrem de variate și cred că această anchetă literară care urmează, care ne urmează de fapt, unde întrebăm diversi poeți ce loc ocupă literatura la noi în țară,
Din punctul meu de vedere, ar trebui să aibă un răspuns, mereu același răspuns, un loc extrem de important. Dar să-i vedem pe cei care au răspuns ce ne-au dezvăluit. Literatura este ultima frontieră a sufletului uman și mai mult încă, pentru ca să reiau o frază a lui Nichita Stănescu, este singurul tărâm rămas nejefuit încă, după ce s-au jefuit toate celelalte. Ceea ce trebuie să facem este să păzim, să nu vină hoții și la noi, la literatură, să ne ia. Încearcă unii să o ia, să o mute pe internet, pe alte locuri. Noi rămânem în continuare așa și trebuie să păzim lucrul ăsta. Nu neapărat cu arme, dar cu spirit, cu valoare, că văd că între alte operații care se fac, e și aceea de a face confuzia valorilor și de a nu mai ști cine este valoros și cine nu, ce carte e bună și care nu e bună. De aceea și lupta asta împotriva criticilor și celor care fac selecții de valoare, astfel încât trebuie să păstrăm criteriul ăsta valoric, estetic, mai ales că noi avem în cultura noastră pe Titu Maiorescu cu observațiile sale de acum un secol și mai bine jumătate, în care vorbește despre asta, despre valoarea estetică, mai ales că societatea românească în diverse momente ale ei grave, dificile, de agresiunea istoricului, a folosit ca pe un standard spusele lui Maiorescu despre valoarea, despre estetic, despre autonomia estetică, nu mai exact. Ca să mă amintesc numai episodul de la al doilea război mondial, pregătirea lui, când în 1938-39 apăreau numere întregi și se solidarizase toată breasla scriitorilor împotriva agresiunii astea pe care o aducea istoria în acel moment. Ca să nu mai spun că și în vremea comunistă au fost momente în acestea de rută, ca să nu mai vorbesc decât de 8-6 deceniu și ce a urmat imediat, când la fel s-a desfășurat flamura asta maiorescană. Ca să revin, trebuie să apărăm valorile, asta este cert, să folosim pe Maiorescu cu măsură, dar atunci când trebuie să fim destul de fermi, de hotărâți, astfel încât tărâmul ăsta literaturii să rămână în continuare nejefuit. Fiindcă, în fond, cea mai mare bucurie a scriitorului care e aceea de a fi citit. Și încă o dată, nu citit așa, cum să spun, cantitativ. Nu, citit de oameni care, într-adevăr, găsesc în el un anumit sens pe care, să zicem, la care reușesc să ajungă și în felul acesta viața lor se îmbogățește. Deci cam astea sunt părerile mele despre scriitorul român contemporan. Ce aș putea face? Păi nu că ce aș putea face, tot ce pot face este aceea să scriu în continuare, cu riscul de a nu mă citi nimeni, de a mă citi foarte puțin. Dar asta pot face. Altceva nu cred că se poate face. Adică scriitorul trebuie să-și ducă până la capăt crucea. Nu se poate ca la România Literară TV să nu vorbim despre noutăți editoriale. Cristian Pătrășconiu, ce avem astăzi aici? Trei cărți puternice, și anume Memoriile lui Denis Deletan, unul dintre marii istorici ai României și unul dintre marii prieteni ai României, pentru că el este cetățean britanic. E un cel mai bun cunoscător din întreaga lume a istoriei recente și contemporane a României și aici sunt memoriile lui. E una dintre marile cărți de literatura memoriei apărută poate în ultimul deceniu la noi. E un eveniment editorial. Cartea se cheamă În căutarea României, o aventură personală din 65 până azi. Regula este ca aici să avem pe masă cărțile unor autori români. Nu o încălcăm nici acum, deși am spus că Denis Deletan este scriitor, este istoric britanic. De câțiva ani, domnia sa și-a luat și cetățenia română, deci este și cetățean român. Avem cartea și a unui cetățean român, așadar, a cetățeanului român Denis Deletan împreună cu noi. Aici, volumul al treilea dintr-o operă pe care nu puțin au comparat-o cu Jurnalul Fericirii, un jurnal închegat și încheiat astăzi al lui Alexandru Mironescu, Admirabila tăcere, repete volumul al treilea,
personaj important din Rugul Aprins, deținut, om cu un profil public din ce în ce mai limpede după 90 și, apropo de criza de valori și criza de modele, unul dintre modele. Un alt model pentru ce face și pentru ce scrie, Gabriel Liceanu, e cea mai recentă, aș spune că e aburindă cartea aceasta la momentul la care facem această filmare, Exitus, Gabriel Liceanu, 4 eseuri despre ultimele zile de despărțire de 4 dintre oamenii extraordinari pe care i-a întâlnit domnia sa, și anume Constantin Noica, Monica Lovinescu, Horia Bernea și, un moment, Emil Cioran. N-am vrut să greșesc. E o carte neobișnuită și așa, care pulsează cumva. O carte despre viață și despre moarte ca lentilă prin care e bine să privim viața. O carte istorie până la urmă, da. O carte de istorie a sufletului, aș spune, ca să duc și mai departe generația idee pe care ai deschis-o tu. Exitus. Ne apropiem de finalul emisiunii, bineînțeles, și le spunem telespectatorilor că și în ediția următoare povestim despre premiile Uniunii Scriitorilor și proiectele Uniunii Scriitorilor din România. Ne luăm la revedere, bineînțeles, și... Abia așteptăm să ne revedem. Să ne revedem, exact, săptămâna viitoare. Eu sunt Valentina Băințan și vă invit în finalul emisiunii să urmăriți o nouă rubrică cu noul număr din România Literară, rubrică realizată de Daniela Guțu, bineînțeles. Semnalăm apariția numărului 22 al revistei România Literară. În acest număr găsiți o analiză tăioasă a vieții politice actuale, sub titlul Stepa Orizidul, semnată de Mircea Mihăieș. La centenarul poetului Ion Caraion, Vasile Spiridon îi conturează un portret care scoate în evidență și părțile întunecate ale scriitorului, colaborarea cu securitatea. Articolul este intitulat Bucla etică. La 100 de ani de la nașterea Monicăi Lovinescu, Răzvan Voncu analizează contribuția critică a Marii Doamne de la Paris. Radu Tudorancea și Cristian Vasile aduc în atenția cititorilor două texte, unul despre cealaltă față a comunismului, altul despre un album intitulat România, album de istorie post-decembristă, 1990-2020. Interviurile României Literare, realizate de Cristian Pătrășconiu, îl au ca invitat de această dată pe Andrea Bajani, unul dintre cei mai importanti scritori italieni contemporani, iar Gabriel Chifu publică pagini de jurnal despre călătoria sa în Statele Unite ale Americii. Nu ratați așadar noul număr al revistei România Literară.